Domnule comisar general, ați primit vizita fostului președinte al României, Emil Constantinescu. Cum a decurs vizita? Sigur că este onorant pentru noi, după vizita pe care am avut-o pe 14 mai cu președintele Klaus Iohannis, să vedem acum spre sfârșitul expoziției că pentru o conferință extrem de interesantă legată de Națiunile Unite și legată de ceea ce înseamnă Ziua Păcii, domnul președinte Constantinescu, președinte al României între 1996 și 2000, a participat la această întrunire în calitate de vorbitor principal. Mă bucur că a avut o apreciere pozitivă cu privire la pavilionul României și restul, ca multe alți români și mulți alți vizitatori, a fost impresionat de ceea ce înseamnă spiritul românesc. A spus și dânsul, nu este o construcție mare, dar e o construcție care impresionează prin căldură, impresionează prin spiritul care de fapt reflectă spiritul românului. În sensul că românul e un om care este primitor, care este cald și care vede lucrurile într-o anumită manieră extrem de deschisă. Foarte multă lume așteaptă Monumentul Rezistenței. Cum stăm cu lucrările acestui monument? Da, este proiectul Fundației Române pentru Democrație pe care îl conduc, dar desigur este proiectul pe care l-am inițiat împreună cu Titu Dumitrescu în 1997. A fost un drum foarte greu, la un moment dat era abandonat. Practic, când l-am reluat din Fundația Română pentru Democrație, pot să spun că am întâlnit un sprijin nesperat, nu numai financiar, în momentul acesta costă foarte mult, dar un spirit uman și de cooperare, plecând de la artiști, sigur că la Buculei, care este creatorul monumentului, la arhitecții care au realizat ambasamentul, la ingineri și profesori. Eu sper că în acest an va fi gata. Aș fi vrut să-l terminăm, speranța mea a fost să-l terminăm în august anul trecut, când am organizat prin Fundația Română pentru Democrație Congresul Mondial al Forțelor de Sinus Politic din Europa Centrală de Est. N-a fost posibil. Am încercat în noiembrie, n-a fost posibil. Dar cred că până la sfârșitul acestui an va fi gata. Este o lucrare grandioasă, va fi unul din cele mai mari monumente din Europa și din lume, care pleacă de la o idee extrem de generoasă, genială, spunea Buculei, niște aripi care pleacă dintr-un tub, deci dintr-un mormânt în care cei care au suferit se înalță niște aripi spre cer, care arată că cei care au murit și au suferit și au luptat împotriva dictaturii comuniste sunt astăzi îngerii care vor străjui asupra României de acolo. Și de acasă!
lucrați cu copiii ăștia minunați? În primul rând cu dragoste. Fără dragoste n-ar fi alături de noi, de mine și de soția mea, Ecaterina Balaban, pentru că dragostea este cea care ne unește. Ei nu sunt obligați să vină ca la școală, ci ei vin din plăcere și tot ceea ce fac, fac cu multă muncă și cu multă plăcere. Copiii sunt, în general, din parohia Meletie, comuna Băneasa, județul Giurgiu. Ce mesaj ați avea pentru enoria și parohiei dumneavoastră de aici, de la Milano? Să fie mândri ca o asemenea copii, ca o asemenea nepoți și că România este atât de apreciată aici. Vă mulțumim și Doamne ajută! Mulțumesc la fel! Invit pe conaționalii mei să vin să vizitez România, pentru că este țara foarte frumoasă, are niște locuri chiar de vis, de la Delta Dunării, de la chiar Casa Comana, care este foarte frumoasă, este țara lui Dracula, și în București, care este capitala din România, este chiar o capitală foarte mare, așa cum se compara foarte bine cu celelalte capitale din Europa, are foarte multe locuri unde tânării pot să se distreze foarte bine și atât.